Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în balanță pentru februarie 2021. Sper să mă țină bateria ca să pot să folosesc blitzul. Au venit deja mesajele. Nu știu de ce, dar a trebuit, am simțit nevoia că ar trebui să clarific primul mesaj. Deci primul a fost acest speaker, acest orator, apoi a trebuit să mai amestec, așa am simțit și a venit justiția. Justiția. Justice. Era o melodie Metallica, Justice. Și mai cum? Aduceți-mi aminte sau dacă nu, oricum mi-aduceți voi aminte, o să mi-aduc eu aminte când termin etalarea. În fine, dragii mei, cei cu planete în balanță. Sunteți în primul și în primul rând chemați să vorbiți cu dreptate. Nu înseamnă că dacă aveți planete în balanță, sunteți și corecți. Nu înseamnă că dacă aveți planete în balanță, sunteți în echilibru. Nu. Înseamnă că, da, vă doriți echilibru pe care s-ar putea să-l găsiți foarte greu, decât dacă, într-adevăr, lucrați pentru creșterea voastră spirituală, o să-l găsiți cândva, vreodată. Dar nu se numește că sunteți și corecți și în echilibru. Evident că fiecare zodie are și variantele sale negative sau masculine. Spun așa pentru că, în primul și în primul rând, această combinație, oratorul și justiția, evident că mă trimite cu gândul la cineva care vorbește în public despre dreptate. Cine vorbește despre dreptate dacă nu? Nu parlamentarii, nu în niciun caz. Avocații, nu? Parlamentarii nu vorbesc despre așa ceva. Avocații teoretic ar trebui să facă dreptate vorbind în public, apărând anumite persoane, da? Aici e vorba de protected, cel care protejează și copii. Poate că unii sunteți chemați să protejați pe cineva. Da, foarte frumos. Ar fi minunat. Mai ales dacă lucrați în justiție. Cum unii au tendința, dar nu toate balanțele lucrează în justiție. Unii lucrează poate în medicină, în chirurgie sau în cu totul alte domenii. Ideea este că trebuie să vorbiți în echilibru și în dreptate, oriunde ați fi. Și știți foarte bine, foarte multe zodii se vaită că aveți tendința să plecați din fața conflictelor. Nu știu de ce, vă este teamă să discutați anumite lucruri. Corect, direct. Și nu o să ai direct, că și directul ăsta poate fi diplomat sau mai puțin diplomat. Ideea este să spuneți ce este de spus. Eventual, cineva vă inspiră. Să sperăm că și această etalare vă inspiră să vorbiți corect despre anumite lucruri, să faceți lumină în niște privințe. Da, evident, aceste cărți, aceste oracole țin mai mult de carieră, dar nu este suficient. Am văzut atâția avocați care nu sunt corecți în viața lor de zi cu zi. Am văzut atâția doctori, nu doctori, da, doctori care vorba aia, nu fuma, dar ei fumează, da? Am văzut preoți care spun una și fac total opusul. Deci, nu este suficient ca în carieră să ne prezentăm într-un anume fel. Asta e o proiecție publică. Ideea este să manifestăm și în viața de zi cu zi. Acum, dacă voi vă faceți curajul, pentru că unii chiar fugiți de aceste confruntări, de a discuta cu cineva ceva, nu cumva să se deranjeze apele, energiile, oricum le deranjați. Și voi și ei și toată lumea le deranjează. În fine, trebuie să discutați. Niște lucruri care n-au fost lămurite. Acum, poate unii aveți un divorț de discutat, de lămurit. Niște chestiuni care țin de copii, eu știu, trebuie să aveți grijă de copilul vostru, de copilul partenerului sau ce chestiuni legate de genul ăsta. Sau partenerul are pretenția să ia copiii și... Niște chestii de genul ăsta. Însă, trecând peste toate aceste probleme legale, să zicem, sau familiale sau cu copiii, unii dintre voi trebuie să nu uitați, cei care cumva ați uitat, că există și îngeri, că puteți fi protejați la nivel divin, da, sunteți protejați, sunteți înconjurați de lumină și dragoste și atunci, chiar dacă nu o simțiți, ea există, chiar dacă nu știți că sunteți protejați, sunteți. Și atunci aveți acest curaj de a vorbi
Corect. Despre niște lucruri. Am senzația că unii dintre voi ați avut niște evenimente în copilărie, că nu de... Da, așa simt. Niște situații în copilărie pe care nu vreți să le discutați cu cineva. Cu cineva. Acum că trebuie să protejați niște copii și să atacați în public sau să neapărat atac, că nu e cuvântul potrivit pentru balanță, să manifestați în public această dreptate, iar variază de la personaj la personaj. Dacă sunteți în divorț, e clar. Dar poate nu e vorba de divorț. Poate pur și simplu trebuie să susțineți drepturile cuiva. Acum, cu acest oracol, văd și pe cineva în preajma voastră cu aspecte în zodia leului, că este și leu și sunt și copii. Poate asta să spună cuiva ceva. În timp ce am amestecat cărțile, a vrut în primul și în primul rând să se arate cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte care este aventuros, așa cum spune multă lume că sunteți aventuroși. Aventuroase, mai puțin. Doamnele, poate că unele, da, dar doamnele știu că în general caută altceva. Însă, playboy-ul, cavalerul, seducătorul, tipic balanței, da, cam asta fac unele balanțe până se hotărăsc să manifeste această dreptate în tot ce fac. Și în relațiile cu publicul, și în relațiile cu copilul sau copiii, și în toate relațiile. Acum, că o fi cineva cu marcaj în zodia leului sau marcaj în zodie de foc, mai puțin este important deocamdată, că e un scurt mesaj. Ideea este că cred că aveți o pasiune pentru cineva. Cineva vă atrage, cel puțin o persoană. Cel puțin o persoană vă atrage, da? Da, apoi, după acest cavaler de bâte, a venit 6 de bâte, dar interesant că n-a venit nici invers, nici în poziție normală, așa. Între, nu prea aveți curajul să cuceriți sau nu e vorba de curaj, unii dintre voi, poate nici nu știți să cuceriți anumite personaje. Pentru că, în general, aceasta este cartea cuceritorului. Dar este și cartea celui care iese în public doar ca să atragă atenția. Mare grijă să nu căutați atenția doar de dragul de a o avea. Da? Încercați și manifestați dreptate, chiar și în public. 6 de bâte, în general, este o carte bună, arată și o victorie, dar faptul că este într-o poziție nehotărâtă, tipic balanței, arată că dacă nu știți să cuceriți, s-ar putea să pierdeți. Apare un tur, un eveniment neașteptat, o situație, o relație, o situație care se dărâmă pentru că nu a fost construită pe terenul corect sau pe idealurile corecte. Și atunci iar apare speakerul, cel care vorbește în public, regina de spade. Că sunteți voi, vorbim despre voi, da? Vorbesc despre voi. Că o fi un personaj care vă inspiră, iar poate să fie, nu neapărat alt semn de aer, un om, bărbat, femeie, care manifestă dreptate. Acum eu zic că dacă totuși s-a dărâmat o structură din cauza că cineva a preferat atenția sau a preferat să se concentreze. Tipic Venus în semn de aer, nu vă acuz, eu doar vă explic niște chestii. Să se concentreze mai mult pe public și mai puțin pe esența, ceea ce aduce în preajmă sau darurile cu care vine, e normal să se întâmple această separare sau, în fine, eveniment neplăcut. Neplăcut, pentru că turnul, deși are și aspecte pozitive, primul impact este intens și neplăcut. După cum vedeți, cineva pică de la etaj, din etajul ecoului său. Asta pentru că această victorie... N-ați avut victorie în ceva, într-o direcție. Ați vrut să cuceriți pe cineva, cineva care v-a atras și n-ați avut victorie. N-ați abordat persoana corect.
Dacă ați abordat-o din ego și din dorința de a atrage atenția, pac, lucrurile se dărâmă. Și atunci trebuie să explicați ceva, să aduceți lumină, da? Să faceți lumină în această situație. Eventual să explicați, domnule, așa eram eu până acum. De acum încolo promit că o să fiu altfel. Rămâne de văzut. Interesant că la capătul setului de cărți aveți luna, 3 de cupe, împărăteasa, care nu neapărat că sunteți voi împărăteasa, este Venus, ați putea fi voi pentru că e marcajul lui Venus, dar nu obligatoriu. 3 de spade și lumea. Și în spatele lumii, acest 4 de monede, imediat vă explic, eremitul, spânzuratul, 5 de spade, jocuri mentale, nebunul, nebunii, riscuri, dorința de a risca, dar fără să vă asumați riscul sau consecințele. Jocuri mentale, conflicte mentale, întârzieri de situații, complicații, pentru că, evident, nu se abordează situația corect, justice. Da? Eremitul, tăcere, eventual cineva nu știe să-și deschidă sufletul, e prea concentrat pe lucrurile materiale și mai puțin pe lucrurile emoționale, spirituale. Niște situații nu tocmai grozave. Și apare această lume. Încheiați acest capitol. Să sperăm că în 2021, deja avem 21 ca și marcaj, aceste rând pe care vi le-ați provocat și voi, nu doar altora, dacă aveți un dram de empatie, le simțiți și voi, da? Simțiți că n-ați creat niște stări confortabile prin aceste comportamente, dacă sunt ale voastre, dar bănuiesc că ale unora clar sunt, altfel n-ar fi apărut în această etalare, fără supărare, da? Aceste răni trebuie rezolvate într-un fel. Trebuie să aduceți lumină în această confuzie, iar luna înseamnă confuzii. Într-o situație emoțională, eventual cu un suflet pereche, 3 de cupe înseamnă și triunghiuri amoroase, înseamnă și prieten, înseamnă și bucurie, dar în acest context bucuria asta trebuie recreată cu grijă, dacă vorbiți corect ceea ce trebuie să vorbiți. Da? Interesant că această împărăteasă este între 3 de spade și 3 de cupe, între rană, dezamăgire și bucurie. Depinde de voi. 3. Interesant că această arcană este guvernată de numărul 3 și 3 înseamnă comunicare. Depinde de voi cum comunicați, speaker, da? Și pentru că este Venus, comunicați cu empatie, corect, și faceți lumină în aceste situații neclare. Luna asta înseamnă neclaritate, confuzii, printre altele. Pentru unii dintre voi aveți tendința, vă este frică, vă doriți, ok, o femeie, un bărbat, vă doriți, sufletul pereche, unii dintre voi, dar vă este și teamă de emoții, pentru că asta înseamnă teamă și asta înseamnă emoții. Și asta înseamnă bucurie la întâlnirea cu sufletul pereche sau, nu cred că e vorba de prieten, da? Vă este teamă, vreți una, dar vă e și teamă de ceea ce vreți. Și din acest motiv, Victoria nu a putut să se manifeste. Am văzut și turnul, am văzut și 3 de spade, ceva, și 5 de spade. Eu v-am zis ce am citit, ce cărți au apărut. Rămâne să aveți voi sinceritatea, justice, să recunoașteți niște lucruri și nu acuz pe nimeni, dar mai citiți și voi comentariile, că sunt unii care chiar se întreabă, domne, când se va face dreptate? Și acum, știu foarte bine, nu știți voi, știu eu, justiția ca și arcanul major în tarot înseamnă și karmă. Faptul că v-ați născut în această zodie sau aveți planete în această zodie înseamnă că aveți o karmă de rezolvat în ceea ce privește dreptatea și felul în care vorbiți, că sunteți semn de aer. Da? Hai să mai vedem. Să amestec. Stagnări din cauza unor jocuri mentale. Ia să le mai amestec, că mă deranjează chestia asta. Dacă vor să apară, să apară în alt context. Și la cineva, că le-am discutat. Ok, balanță. Soare, lună, Venus, ascendent, lună, în balanță.
Februarie 2021, doamne. Și să știți că nu sunt obosită pentru că m-am trezit târziu, așa că nu vă întrebați de ce fac la ora asta. Fac pentru că trebuia să fac, da? Ia uite unde jocuri mentale, mama lor de strategii. Ia uite. Playboy-ul, seducătorul, mai. Și aveți în spate o relație frumoasă cu cineva. 6 de cupe. Foarte emoțional, dar rămâne de văzut dacă o să îmbrățișați această relație sau rămâne să vă jucați cuvintele. Vreți să cuceriți pe cineva. Ia uite, împăratul în trecut, valetul de monede și roata norocului. Ați putea să fiți voi, că este 10. Nu, voi cei născuți în octombrie. Așa, mai mă joc și eu cu mesajele, dar din joacă, transmitem și lucruri adevărate. În trecut, împăratul. Teoretic ar trebui să clarific, dar vedem dacă este necesar. Ați încercat să vă mențineți controlul. Să nu arătați emoții. Unii dintre voi știu, pentru că și eu am cunoștințe în balanță și știu cum încearcă să nu arate emoțiile. Chiar dacă unii vă roșiți caracii, tot nu spuneți nimic. Încercați și voi, unii dintre voi, cum puteți să vă mențineți controlul. Și totuși, aveți acest valet de monede. Care îmi spune că dacă ați face gestul potrivit, ce mesaj am simțit, dacă ați face gestul potrivit, ați putea să schimbați energia. Și ce ar fi de spus apropo de numere și de energia numerelor? Împăratul are numărul 4, este cea mai încăpățânată formă geometrică. 4 nu se poate mișca, rămâne în poziția sa, da? Este un semn fix. Dacă rămâneți în această energie încăpățânați, nu vă schimbați, că patru nu se schimbă, da? Încăpățânați în ideile voastre, în stilul vostru, e alegerea voastră. Dar nu manifestați musai dreptate, pentru că cu un singur gest, pentru că valetul de monede înseamnă o ofertă, domnule, mă duc și dau un cristal cuiva, care știe, știu că îi place, da? Sau dau un telefon, înseamnă și un telefon, dau ceva, fac ceva, ofer ceva, chiar un ajutor, da? Fac ceva, practic, pentru că sunt monede. Ei, dacă aș face acest lucru, aș putea să schimb energia, aș putea să mă schimb și pe mine, da? Dar pentru că e roata norocului care se mișcă și aduce bucurii sau necazuri. Dar faptul că ați stat în această energie, nici energia nu s-a schimbat în acest patru, înțelegeți? Ar trebui să clarific ca să spun mai multe, pentru că totuși sunt două arcane majore. Unii dintre voi poate că aveți un copil de care trebuie să aveți grijă și totuși ceva a apărut în trecut, o întâlnire karmică care va schimba destinul într-un fel sau altul. Mai vedem ce alte mesaje mai vin în momentul când arăt și celălalt. Oh, ce frumii, 2 de cupe, măi, judecata. 2 de spade, măi. 2 de cupe, 2 de spade. Și judecata. Judecați, alegeți între rațiune și emoții. Cum am zis mai devreme, puteți alegeți? Evident că majoritatea veți alege rațiunea. Vedem, o să mai clarific. În viitor, asul de monede, puterea și valetul de spade. Ar fi bine să vorbiți corect, dar valetul de spade nu vorbește prea mult.
Ia uite ce apare în continuare. 3 de cupe, regele de bâte, marea preoteasă, regina de cupe. Mai. Iar apare o dragoste și o pasiune pentru cineva, dar pe care bănuiesc că voi o țineți în secret. Și degeaba o țineți în secret că persoana intuiește. Mai ales dacă are planete în semne de apă. Asta așa n-ar fi trebuit să, asta ar fi trebuit să apară pentru martie. În fine. La capătul setului de cărți aveți moartea. Adică, 13. Dacă vă spune ceva, 13. Ea este a 13-a zodie. A 13-a zodie vindecă și renaște. Moartea asta trebuie să puneți capăt. Sau să încheiați, ia uite, un stil de a fi. 2 de bâte, 2 de monede, 2 de spade, 2 de cupe. Numai 2, 2, 2. Ideea e că 2 talere are și balanță. Hotărâți-vă, centrați-vă. Fără supărare, puteți să comentați ce vreți. Centrați-vă unii dintre voi. N-ați obosit? Ia zi, temperați-vă un pic. N-ați, de fapt, temperanța înseamnă vindecare. N-ați obosit? Uite, totuși arată aici balanța obosită. Și totuși e o dragoste care 10 de cupe. Unii sunteți îndrăgostiți și vă consumă această stare, pentru că nu o împărtășiți. Vă consumă. Și din cauza că nu o împărtășiți, posibil persoana de care v-ați îndrăgostit sau care vă place sau care vă atrage s-a îndepărtat de voi. Posibil. Bă, asta e. Cine e de vină? Pe de-o parte și voi ați încercat să vă îndepărtați de aceste stări. Căci că să vă temperați. Să vă liniștiți. Dar cred că mai rău ați făcut pentru că această temperanță este urmată de 2 de bâte, iar imposibilitatea de a alege, o stare de asta de dezechilibru, ce aleg, o fugă, ia uite, 7 de spade, strategii mentale, minciună, auto-minciună, auto-sabotaj, da? Nu simți musa e că mințiți pe cineva, vă mințiți pe voi. În momentul în care fugiți de această necesitate de a alege, de a face gesturile necesare, practice, da? 2 de monede, ce face? Trebuie să aleagă o monedă și atunci revine la valetul de monede, nu? 2 de bâte trebuie să aleagă între cele 2 cărări și să înceapă să manifeste. Și ce apare? Apare cel care se minte pe el, are impresia că îi minte, deci nu acuz acum. Cineva fuge de emoții, de lună. Și totuși luna vă spune intuitiv, marea preoteasă apare aici, dar o vedeți? Intuitiv sau într-un mod secret, o sperați. Pe de o parte fugiți de emoții, pe de altă parte sperați că va fi bine. Și poate ați și așteptat o schimbare, dar dacă voi nu faceți schimbarea, dacă voi nu alegeți, că la etalarea voastră au venit atâția 2, da? 2, 2, 2, 2. Nu la etalarea mea. Unii dintre voi trebuie să vă transformați radical felul de a comunica. Nu știu pentru cine vorbesc, dar pentru cineva vorbesc, e clar, da? Nu pentru toată lumea, nu pentru toate balanțele. Că vorbesc pentru bărbați, că vorbesc pentru femei, iar nu știu, vedeți și voi. În prezent aveți iar 2-2. Ați văzut și voi. Vă gândiți, judecați.
Unii dintre voi vreți să vă împăcați sau să readuceți în viața voastră acest suflet pereche, un suflet pereche, da? Poate chiar l-ați întâlnit cu această întâlnire karmică. Cineva cu marcaj puternic. Zic marcaj, nu zodie, sper că mă înțelegeți, în pești sau în săgetător. Asta pentru că este Jupiter. Nu vorbeam de zodie, vorbeam de planete, aspecte, chestii de genul ăsta pentru cei care știți o leacă de astrologie. Deci în prezent aveți doi de cupe. Ce poate fi mai frumos? Da, frumusețea asta parcă se duce așa, nu știu, se pulverizează când apare acest doi de spade. Doi de spade care poate să însemne, da, trebuie să alegeți, într-adevăr, trebuie să alegeți odată. Mă, da, alegeți odată. Ce faceți? Manifestați? Pentru că e interesant cum vine după, da? Gândiți-vă bine. Nu știu de cât timp vă gândiți. Că, cred că tot anul 2020 v-ați tot gândit. Să vedem acum ce o să faceți în 2021. Alegeți. Cum să manifestați? Cum să puneți în practică ceea ce intuiți? Simțiți? Simțiți că e cineva sufletul vostru pereche, da? Simțiți. Văd multe cupe, posibil cineva cu marcaj, zic marcaj ca să nu vă blochez un pic ideile. Marcaj înseamnă de apă, pești, drac, scorpion. Poate să aibă lună, Venus, ascendent. Însă acest personaj vă marchează și vouă sufletul, da, a venit doi de cupe. Aveți aspecte între luna voastră și luna lor sau luna voastră și Venusul lor, aveți aspecte frumoase, de-aia vă sensibilizează acest personaj. Și cred că este personajul care a venit în trecut și v-a schimbat. E o situație karmică, da? Un suflet pereche, asta înseamnă karmă, bună sau rea. Trebuie să alegeți cum să manifestați, adică, măi, faceți odată gestul ăla, valetul de monede. Dar acum a venit asul, un gest grandios, că dacă nu l-ați făcut până acum, acum trebuie să faceți ceva special. În viitor văd că, Doamne ajută, vă hotărâți să manifestați ceva nou, să puneți în practică. Alegeți, bănuiesc că alegeți totuși, dar vă spun și vouă ca, cum am spus la toate zodiile, nu cât este Mercur retrograd. Acum revizuiți un pic, revizuiți-vă și greșelile voastre și tactica și tot. Gesturile mari vin la lună nouă. Dacă vreți să manifestați, ăsta e sfatul meu, dacă vreți să manifestați cu spor orice, manifestați la lună nouă și că nu este Mercur retrograd sau Venus retrograd. Pentru că Venus nu ține doar de dragoste, ține și de bani. Da, știu că vă doriți bani, dar deocamdată nu văd în această etalare. Da, se poate să fie un proiect, dacă vreți, asul de monede, o susținere financiară, de eu zic că vă reprezintă pe voi hotărât să manifestați ceva în practic. Aveți această putere. Eventual să comunicați. Normal, valetul de spade ar fi trebuit să aibă spada în sus. În aceste cărți are spada în jos. Poate că vorbiți mai puțin. Dar așa cum vorbiți, măcar vorbiți adevărul. Pentru că valetul de spade, din păcate, nu e tocmai cel mai autorizat să vorbească. În general are tendința să bârfească. Mare grijă. Evitați să bârfiți, pentru că nu e frumos și vă atrageți karmă, da? Alegeți-vă cuvintele și manifestați, intrați pe manifestare. Pentru că următoarele cărți sunt foarte frumoase, nici nu mă așteptam. De am tras eu cu ochiul, că parcă era ceva așa incert, zic, măi, totuși, ce faceți? Se pare că în lunile următoare este posibilă o întâlnire cu sufletul pereche, trei de cupe, da? Două suflete care intră în uniune. Este posibil. Aveți pasiune.
Dacă sunteți bărbați, vă poate reprezenta pe voi, că am văzut și cavalerul de bâte și șase de bâte, da? Vă poate reprezenta pe voi acest rege de bâte. Asta înseamnă că, da, aveți pasiune, dar ați devenit mai maturi în toată această poveste. Apare și o regină de cupe. Dar până la regina de cupe apare marea preoteasă. Pentru unii ar putea să fie una și aceeași persoană, o persoană empatică, cu un suflet frumos, cu multă intuiție, posibil și care pentru unii, nu pentru toată lumea. O persoană care se străduie să crească spiritual. Rămâne de văzut, variază în ce poziție este. În acest proces de creștere spirituală. Însă, acest personaj are o intuiție puternică. Dar dacă vă este sufletul vostru pereche, intuiește și acest personaj ceea ce simțiți pentru ei. Măcar că este sufletul pereche, chiar dacă nu a crescut spiritual. Măcar atât. Să vă simtă. Dar depinde de voi cum alegeți în această perioadă și cum manifestați această judecată. Și în această judecată trebuie să ascultați și voi intuiția și îngerii. Speaker. Interesant că acest speaker și protected, îngerul ăsta care vă protejează și posibil să primiți niște ghidaje din astral, unii dintre voi, nu toți. Depinde dacă vă lăsați ghidați. Cum să renașteți ceva. Eventual vreți să renașteți această legătură cu sufletul pereche pentru unii dintre voi. Ce ar trebui să clarific? Deja s-au făcut 30 de minute. Mai, nu cumva să ziceți că v-am certat. Că mă supăr pe voi. Că nu vă cert. Dar știu și eu câteva balanțe care ar vrea să cucerească și nu găsesc abordarea potrivită. În fine. Mai citise spre chestia asta. Hai să clarificăm. Ce să clarificăm? Doi de cupe. Cine e acest doi de cupe? Sufletul vostru pereche. Îmi permiteți? Doi de cupe poate să fie și o colaborare, poate să fie și o prietenie. Dar evident că toată lumea visează la acel suflet special. Ia uite, 8 de cupe. Interesant. 8 de cupe. Exact aceleași format despre care am vorbit mai devreme. Voi, împărăteasa, că Venus între un ideal și o situație care vă consumă. Pot să fie două situații diferite. Această întâlnire cu sufletul pereche, da? După care plângeți unii dintre voi dacă v-ați întâlnit. Ia uite, ce am mai văzut aici, 10 de spade. Vă simțiți trădați, ei se simt trădați, în fine. Multă, multă suferință, multă suferință. 10 de spade, 5 de cupe, da, vedeți? 5 de cupe lacrimi și 10 de cupe pentru un ideal, pentru o poveste frumoasă, pentru o dragoste adevărată, da? Și totuși, apare 10 de bâte. Posibil pentru unii toate aceste situații să fi fost îngreunate datorită unor responsabilități. Poate familie, poate job, posibil. Dar alții, într-adevăr, au avut o abordare imatură. Poate prea jucăușă, prea seducătoare și nu atrage această abordare chiar pe toată lumea. Mai ales dacă vreți relații serioase, oamenii serioși nu sunt atrași de genul ăsta de abordare. Ok, 8 de cupe. Hai să clarificăm și 8 de cupe, 2 de cupe. Ce frumos, 8 și 2, cât înseamnă 10. 8 de cupe, 2 de cupe. Pentru mine 8 de cupe reprezintă zodia Scorpionului, cineva cu planetă în Scorpion. Da, nu obligatoriu, evident. 8 de cupe. Cineva care s-a îndepărtat, poate și voi v-ați îndepărtat. Ia uite, eu tot amestecam și reveniseră. Aici sunteți voi, regina de spade. Bănuiesc, așa ar trebui, spânzuratul și 4 de bâte. Ia uite. Puf.
Iar apăreți voi aici. Să zicem. Mai, în viața voastră a unora, nu știu a cât, a apărut o pasiune care v-a transformat întreaga viață. V-a transformat. Pasiunea asta, cred că încă mai simțiți, dar mai aveți pe cineva în preajmă, sau cum să-i formulez, pasiunea asta a adus multe dezamăgiri și în viața voastră, și în viața persoanei care v-a creat pasiune, și în viața persoanei cu care erați, în fine. Acum, pentru că nu ați manifestat ceva, se vede aici că ați ținut în control un stil de a fi, rezultatul unei situații. Pentru unii dintre voi este o persoană independentă, nouă de starea de preîmpărăteasă, nouă de monede, care este o persoană foarte profundă și emoțională, regele de cupe. Poate să fie una și aceeași persoană, chiar dacă e bărbat, femeie, ca și energie. Eu cred că acum vorbesc despre acest suflet pereche al unora dintre voi. Dar apar blocajele mentale și confuziile emoționale din cauza că unul poate are opțiuni sau chiar dacă nu are opțiuni, se blochează într-o impresie că nu poate manifesta și se mulțumește doar cu visarea și mai puțin cu manifestarea. Acum, acest suflet pereche a fost clarificat de 8 de cupe, Regina de spade. Regina de spade care ar trebui să fiți voi, să vorbiți în dreptate. De ce ați plecat? De ce ați încercat să vă detașați emoțional? Unii dintre voi, unii, nu toți, dar majoritatea balanților, cam fug de emoții. Și din cauza asta intră în alte lanțuri, intră în confuzii și în amânări și în stagnări, spânzurat. Și ați amânat, de fapt, întâlnirea cu sufletul vostru pereche, cu flacăra geamănă a unora dintre voi. Dar vă rog frumos din tot sufletul, nu toată populația Pământului se va întâlni cu flacăra geamănă. E o mare diferență între sufletul pereche și flacăra geamănă, dar dacă apar împreună, trebuie să spun că e posibil să fie pentru unii. Unii care chiar aveți o misiune specială împreună. Și aici trebuie să vorbiți. Trebuie să alegeți să vorbiți. După ce gândiți bine. Cum exprimați această renaștere? E o renaștere care trebuie manifestată în această perioadă. Să ieșiți din stagnările astea, din reproșuri, din stare de vină. Acum, regele de cupe, puteți să fiți și voi, să iubiți profund pe cineva. De ce nu? Nu zic că balanțele nu pot să iubească. Zic că adesea aleg alte lucruri și mai rar aleg dragostea. Clarificăm puterea. Puterea asta ce este? Cineva cu marcaj în semnul leului sau pur și simplu, pentru unii ar putea să fie momentul în care intrați în manifestare cu acest suflet pereche amândoi. Ce superb, ce frumos. Mersi, mersi, spirite. Mersi de inspirație. Amândoi să fiți excepțional de puternici împreună, să vă completați, să reușiți să manifestați compasiune și creștere, transformarea asta pe care am văzut-o la moarte, da? Să vă transformați împreună, să creșteți, să aveți putere, chiar dacă sunteți diferiți. Sufletul pereche nu înseamnă că dacă e pereche, seamănă cu voi, da? Nu vedeți că și aici sunt două personaje, una blondă, alta brunetă, da? Puteți să fiți foarte diferiți și totuși să vă completați în
unicitatea asta pe care o are fiecare, da? Dacă reușiți să vorbiți adevărul. Ia, clarificăm puterea. Clarificăm, te rog frumos, puterea. Iar am vorbit mult. Drăguț, deci puteți să aveți victorie dacă aveți curajul. Puterea înseamnă și curaj, da? Și uite așa învățăm tarotul împreună. Faceți-vă curaj, măi. Faceți-vă curaj să intrați pe manifestare. Să puneți în practică. Să puneți în practică, să alegeți corect ceea ce trebuie să alegeți. Iar apare marcaj în semnul leului. Pentru cineva, poate și voi aveți Marte, dacă sunteți bărbați, Marte, Lună, Venus, în Leu. Adică poate să vă reprezinte și pe voi, nu doar pe ei. Ia uite. Poate să fie și săgetător. Ia, doi de spade. Ai și gata. Depinde de voi, dragii mei, cei cu balanță, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord, ia uite. Unora vă este teamă să fiți, mai nu știu, vă este teamă de confruntare. Asta e tipic balanțelor. Vă este teamă de confruntare. Să vă luptați pentru ceea ce vreți să obțineți. Nu, și nu mă refer la bani, că poate pentru bani vă luptați. Pentru acest suflet pereche, pentru acest ideal, pentru ce am vorbit mai devreme. E o dragoste aici, trei de cupe, marea preoteasă, regina de cupe, regele de băte, băi, și multă pasiune și dragoste. Și totuși lucrurile sunt așa, secrete, subtile. Poate că vor merge în continuare secret, foarte mișto. Lucrurile private sunt mult mai interesante. Dar aici este, trebuie să alegeți să vă zbateți, să cuceriți. Dacă alegeți să vă luptați cu concurența, veți avea victorie 5 și 6, ce frumos. Dar pentru asta trebuie să fiți puternici, exersați-vă mușchii. Vorba vine, nu la mușchi mă referam. Știți bine. Și nici măcar la mușchii minții, că inteligent sunteți. Dar trebuie să aveți această ambiție. Și în dragoste, nu doar în alte direcții. Cinci iar este casa leului, iar avem. Probabil că aveți în viața unora și niște copii care intervin în această poveste într-o formă sau alta. Încheiați acest ciclu de dureri. Pe care vi le-ați făcut și nu doar voi și altora. E o atitudine defensivă și poate un pic autosuficientă. Încheiați această situație. Dacă au fost triunghiuri amoroase în viața unora, detașați-vă, vă rog frumos. Șase de spade și intrați în varianta superioară a regelui de spade. Am văzut și regina de spade, da? Poate chiar acest suflet pereche să fie tot așa. Un personaj care vorbește sau aduce dreptate prin felul în care vorbește. Și nici nu trebuie să lucreze musai în justiție, da? Poate să fie profesor, da? Profesorul trebuie să vorbească corect, ca să fie înțeles, da? Poate să fie, eu știu ce, prezentator de ceva, da? Și atunci, ca să manifestați acest suflet, trebuie și voi să fiți la fel, nu? Și cred că aici este cheia acestei etalări. Aici este aici cheia. Întâlnirii cu sufletul vostru pereche. Că tot vă reprezintă zodia ca și semn. Încercați să fiți cât mai corecți în viața voastră. Să vorbiți corect. Să manifestați. Măi, nu zic că iar vă supărați dacă vă dau prea multe sfaturi. Vorbesc pentru cei care nu au făcut acest lucru. Și repet, una e să spui la job anumite lucruri și alta e să practici zi de zi. Să fii moral, să fii corect, să spui adevărul. E o mare diferență. Hm.
Sper că mă înțelegeți și sper că vă luați mesajele care sunt pentru voi și chiar dacă ar fi să zic anumite situații pentru unii dintre voi în care nu vă regăsiți, măcar rețineți acest prim mesaj pentru că acesta este valabil pentru oricine, pentru orice zodie, pentru orice om care vrea să-și atragă un suflet pereche, demn, nobil și curat. Nu doar pentru voi. Așa că dacă ați ascultat această etalare și unii dintre voi poate nu v-ați regăsit, vă atrag atenția că măcar mesajul principal este important pentru toată lumea. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ciao, ciao. Pa!